Andrea le disait déjà, sunt un pic fără, bine, am rămas fără cuvinte de oarece nu m-am simțit la amator, pentru că amatorul de fapt are altă materie de care se compune. Amatorul este festivalul neprofesioniștilor, este festivalul oamenilor care surprind din mers, oamenilor care nu au făcut școală de film, oameni, nu a jurnaliștilor. Amatorul nu este festivalul reportajelor și al filmelor făcute de profesioniști. Sper că la edițiile următoare se respecte principiul neprofesionalismului. Nu știu cum au fost alese filmele care au ajuns în finală. Și cred că mai sunt colegi care înțeleg ce spun, dacă cei din sală care sunteți, nu prea mă înțelegeți. Dar care e limita între profesionist și neprofesionist? Eu m-am plictisit. Dacă ei au decis să trimită filmul, probabil ei se consideră neprofesioniști. Pe selecție trebuia să cunoască bine criteriile acestea și ei deja trebuia să treacă peste ce ajunge la festival și ce nu ajunge la festival. Deci poți... filme profesioniste, eu am venit la un alt fel. Și am înțeles, astăzi am înțeles că eu care mereu eram perfecționist și vreau ca lucrurile să fie perfecte, de fapt, perfecționismul e foarte mult. Vreau amatorism, vreau și viața mea, mai amatorism. Tu de ce n-ai trimis filmul anul ăsta?